Salutare, dragi prieteni, sunt Marin Treaua HD împreună cu Creeper Gaming 4K. Și aș vrea să vă prezentăm astăzi meciul Steaua Rapid, care în realitate ne-a bătut cu 1-0. Și acum, am vrea să îi cotorăgim lui. Ei vine din divizia B, să ne luăm revanșa virtual, că în realitate ne-a valit. Ia uite, ninge frumos afară, dai pe Național Arena lui Păghencea. Continuăm cu ei să vedem ce le face. Bine, hai, dracu ce ne-a zăpăcit. Am mai fost și pe stadion. Ce să vă mai spun, că m-am uftigat rău de tot. Dar nu-i batem. Sunt împreună cu Creeper Gaming aici. El va controla să joace acolo. Și eu voi comenta. Acum prezintă echipa. Cojocaru, Zucala, Fernando Varela, Preferiță, Borceanu, Latoveș, Filip, Tănase, Chiciu, Popa și Cheșelu. Asta este echipa lor, nici nu vreau să mai pomenesc de ea, nici nu-i cunosc. Arapino! Mamălă, dau cu scaunul, dau cu scaunul! Avem aici un prieten al meu, Neagică, se numește Neagică Forca. Iau furca și dau după el. Neagică Forca. Da. Dau cu scaunul după el, e rapidist, ține cu Rapidul. Dar nu e o problemă, îi dau o bere, că e prietenul meu. Rapidiștii, nu e o problemă, și ei sunt oameni, dar să-i bate firar, ei ai, dracu să fie. La Păpancu, dacă urmăriți un alt joc, eu sunt șoferul cu Creeper Gaming și Păpancu l-avem la mașina cu gunoi. El e în spate acolo, care gazane, să duce la reajici și să ia gunoiul de la poartă. A început meciul. Așa. Băurceanu la balon. Băurceanu la mijloc spre Chipciu. Chipciu să chipcește degeaba. Face chipciș Chipciu. Prepeliță atacă la mijloc, Prepeliță pasă spre Tănase la mijloc cu terenul, Chipciu la mijloc, Adi Popa, Chipciu spre poartă, să se gândește să tragă, să nu tragă, să dea pasă, să ce-i faci bă, că îți rupi degetele, dai, ce facem noi aici? Hai Chipciule. Pancu la baron, Pancu spre Ioniță, Ioniță spre Luca Robi. Se lagea, la mijlocul terenului, îl atacă Borceanu, pasă spre Cheșelu, la mijlocul terenului, spre Chipciu, pierde mingea, Borceanu recuperează, Cheșelu, Popa, se pregătește de jur, Popa, șut, apără portarul! Așa, frumos! Hai! Iacob de la ei, Nicolae, să mă pupe, ia uite-l la aici pe Nicolae, să mă pupe la coaie, Nicolae! Martin Tudor! Ce Martin Tudor, mă, cine e Martin ăla, mă? N-am auzit de el. Mă, cine a făcut? Ăla-i moș Martin! Ioniță! Nicolae, ia să mă pupe! Nicolae! Ia uite ce vrea că ia uite, Martin! Cine e cu ăsta, mă, moș Martin? Cine e? Ursul? De pădure? Iacob! Ne atacă ăștia ca la Verzum! Băi! Îți rup degetele, te fautezi să știi! Dau cartonaș roșu! Cartonaș roșu! Băi, ce facem aici? Băi! Nu ne dă sunt oameni la meci? Pe stadion? Uite doar, dragi prieteni, ce face Creeper Gaming în Sfântul Avrii. Aaa, pasă cu călcui, uite aici becherii. Preferiță, prefețelă, Cheșelu. Pasă spre Popa. Bă, îl du la biserică. Pe cuvânt, îl pun să facă mătănii. Dacă nu îl du la biserică, ce face? A uitat să ia motoreta cu el, a uitat să ia tot. Scuterul, Zucala. Zucala, ăsta-i bun pe unde a plecat. A dat și gol. Iau, Ioniță. Da, Ioniță. Ioniță spre Doman. Vine Borceanu în spate, spre Tănase. Hai bă, ce faci cu Tănase? Dai pase, nu dai pase, ce faci? Ai luat-o de nebun? Te gândești la bomba sexy? Cheșelu! Are mânușurile albe în mâini, zici că-i femeie? Hai bă, șutez sau nu tu șutez? Șut! Apără portarul! Vine Sandulescu! Lua mea Sandaua în gură! Chipciu! Cheșelu! I-a înghețat mâinile de frig? Trage Cheșelu! Apără Drăghia! Era la Drăghia lui să fie! Hai Drăghia, hai! Lua mea păpădia în mână! Așa, să continuăm. Adi Popa la mijlocul terenului. Spre Chipciu. Să gândește, bă, te mai gândești mult. Tănase, bă, eu vorbesc degeaba aici. Tănase, mai zic la mulți ani de multe ori. Tănase, dai pase, ori nu dai, ori dai gol, ori dai șut, Tănase, șut. Gol! Tănase, gol, Tănase. 1-0.
Și vor continua și altele, românile, fii atent aici, s-a speriat pe mine, dragi prieteni, că dacă nu dă gol în românile, îi dau cartonaș roșu. Păi așa, dă cartonaș roșu. Hai, ce facem aici? Cine este arbitru, mă? S-ai uitat cine arbitru? O fi Tudor ăla? Tudor ăla e. Ăla este? Ăla e, da. Nu cred eu să fie. Ba, ăla e. Cine cu noi? Cred că țin. E ăla, cum îi zice? Actorul ăla. Well, that's the first goal of the game. It's one. Tu, Alexandru Tudor, cum îl cheamă pe Lavrin? Brad Pitt, de România. Da? Chipciu! Chipciu, Chipciu, Chipciu! Să gândește, îi rup degetele lui ăsta dacă nu dă gol. Chipciu, Chipciu! Chipciu, ca și în realitate, Chipciu! Chipciu, Chipciu, mi-a rămas blocat. Blocat CD-ul. Chipciu, cine e ăla, mă? Nicolae, să nu mă pupi la coaie. Pancu, Pancu! Ia cazarul, Pancule! Du-te la azil, Pancule! Offside! Ce offside, mă, unde e offside? Bă, tu nu vezi, bă, offside! Al dracu, arbitru, mereu ascund fluierul ăla, îl găsește, eu l-a rupt pe la WC-ul, el îl găsește, mereu fluieră în el. Aia, după margine, văd că le-a spus și la aia să uite steagul acasă, dar văd că tot de offside. Hai! Preferiță, Chipciu! Hai că m-am încins, hai! Chipciu, Chipciu, spre, dă, bă, și tu pe pasă viitoare! Boceanu! Cheșeru! Cheșeru, ia ghețea mâinile lui Cheșeru! Cheșeru se pregătește de șut! Cheșeru! Șutează Cheșeru! Șut, șut, șut! Pe lângă partă, Cheșeru, dragi prieteni! Șut pe lângă partă! Hai să vedem faza. Pe lângă poartă. Pe lângă poartă. Milimetri. Milimetri. Reglează tirul că te ia mama lui Lu. Proces verbal, acum. Ia vezi. Reglăm acum tir. Reglează tirul. Și mașina de gunoi. Bancu! Mingea se dreaptă spre Bancu! Bancu! Salut la gunoi! Doman! Doman caută să-l atace pe Cheșerul nostru, Cheșerul nostru să luptă umăr la umăr cu el, i-a luat la mingea, l-a făcut pe Cheșerul ăla cu călcuiu și a bătut joc de el. Și s-a terminat prima repriză, dragi prieteni. 1-0. Puțin, foarte puțin. Puțin. Le dăm acum 4-0. Îți rup degetele. 4-0. Ce 4-0? Mai bag acolo. Mai bag virarea ei, ai naiba să fie ne-a cocărjat acolo, doar 1-0, păi nu-mi convine. Nu-ți convine, nu? And then we'll be back over to your commentary team for the second half. Urmează a doua repriză. Chipciu ăla nu prea-mi place de el. Dacă el schimbă, îl băgăm pe ăla. Să vedem dacă l-avem. Pe cine? Pe Nicușor Stanciu. Pancu! Ia uite-l cu Pancu, ia! Ia, îl treacu de poșoruc. Pancu! 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 Ce urmărește Pancu! Urmărește balonul Pancu! Dar tărase la mijlul ăla pe partea stângă. Acum Chipciu, Chipciu, avansează Chipciu. Dă mă tu și două pasă, ce dea cu egoistule. Dă pasă. Pasă, bă, că apără, apără, drăghia. Hai, bă, că-ți dau și hai, bă, dă-i. Ia, drac, frătii. Dă-mi roșu. Ia, drac, mergi voștri. Borceanu la mijlocul terenului. Borceanu să luptă ca un erou. Borceanu, Cheșeru, Cheșeru, Cheșeru. Hai, Cheșeru. Hai, Cheșeru, ți-a furat. Familia. Ți-a furat plastilina de la picioare. Hai bă, ce faci la pe ia-i bă, ia-i ia-i toartă bă, la minge bă. Ia toartă, ține o tot toartă mă. Ioniță, Ioniță, atacă Ioniță. Ioniță atac. Doman, Doman. Nu mă pupi jocat, Doman. Popa, Popa, la mijlocul terenului, Popa, Popa, hai bă ce dacă faci bă. Popa, Popa spre Chipciu, șutează mă cu băgarașul. Șutează! Șutează mă, spus bă. Aolo, rugă ce trebuie, nu vrea să facă ca mine. Îl antrenez aici degeaba, băi! Dumbi gelul! Ia vezi! Aia s-a speriat, s-a speriat aia când am început, când am început eu ăsta. Ce dracu vorbiți acolo, diseară la o cafea, la o șpriți ceva, aia ți-ai dracu să fiți, băi. Ne-a dat bătaie, a? Ne-a dat bătaie. Păi vezi că nu-mi place 1-0, 1-0 ne-a bătut și ei, vreau mai mult. Mai mult? Să duce să schimbe de chiloți, de ciorap, de izbene. Fac un duș, mănâncă ceva? Da. Să duce, oricum joacă la matineu, e în divizia B, în Liga a doua, pardon. Hai, hai, cine e ăsta? Prepeliță, Prepeliță, vezi că te tai. Ies o ciulomadă, n-ai treabă în Prepeliță. Sădulescu. Cheșeru, 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 pe partea stângă, ce trează? Respinge rapidiștii, gunoierii. Ioniță, Ioniță. Cine e ăla, mă, Ciolacu? Tu Ciolacu, Colacu, mă, din gât. Ia, dracu, Colacu, dău. Colacu de salvare, poate. Ia uite, ia. Filip, Filip nu iartă nimic aici, pe partea stângă. Tănase, 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 avansează, dă spre Chipciu, Chipciu prinde mingea. Pregătește de centrare, centrează Chipciu, centrează, centrează, bă, cum spun eu, centrează. Șut, șut! Cheșeru! Cheșeru era?
nici nu m-am uitat dacă era Chișinău. Tănase, Tănase. Tănase era. Da. Putui Tănase să-i put. Nimic nu face. A fost ziua lui, s-a îmbătat al dracu și a uitat, de, a uitat să mai joace fotbal. La vezi ce îi bătaie ce dau. La vezi ce-i fac eu la vestiare. Dar ce să-i mai fac la vestiare, că e minutul 72. Popa, Adi Popa, Adi Popa, hai, Adi Popa. Băi, băi, dă-i bă gol! Incredibil! Cine e ăla, mă? Pancu? Pancu, fie al dracu, Pancule. Ce Popa, Popa, cearcă, Popa, 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 să te fută tata, Popa. Așa. Așa. Popa. Așa. Popa, Popa, Popa. Iată că beau scooter cu mine. Popa, 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 Popa. Popa. Ia scooterul cu tine, Popa. Ia motorul cu tine, Popa. Nu te lăsa, Popa. Nu te lăsa, Popa. Nu te lăsa, Popa. Nu te lăsa, Popa, era Popa, Popa careu. Dă pase înapoi. Șut, șut, șut. Bă, apără portarul, rămâi la tastatură. Iarăși pasa e în careu. Aoleu. Aoleu. A luat mâna după tastatură, că era gol ăla. Să moară Gibilan. Să moară doi vecini de-ai mei. Borcean. Borcean. Tănase. 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 Tănase, vreați față. Tănase, bomba. Bomba, Tănase, spre Popa. Popa. Popa, se pregătește de șut, Popa. Șut, Popa. Șut, Popa, apără drăghia. Putu-ți păpădia. Băi, trebuie să dau și un gol. Câte, mă, minutul 84, trebuie să dau și un gol, băi. Un gol, băi. Un gol, băi. Așa, pasă la Filip. La Borceanu. Borceanu. Unde dracu o dai, mă? Degetele mele sunt proaste, dragi prieteni. Cine ăsta, mă? Voicu, Doman, Găman, Doman, Doman, Doman. Un gol, Marine, că sunt degetele. Pancu, mă duc să rup picioarele lui Pancu. Un gol, Marine. Pasă. Pasă spre Chipciu. Chipciu. Hai, mă, fie al dracu, să fii ce faci și tu aici. Ardei. Ardei. Ardei, Chipciu. Chipciu. Dacă nici acum nu e gol, fie al dracu, să vii, te sparg. Chipciu. Gol! Chipciu! Dragi prieteni, dragi prieteni! Gol Chipciu i-a zăpăcit! Era rai dracu să fie ei! La matineu cu voi! Era rai dracu să fiți! La matineu! 3-0! Nu mai zici vrei nimic de rapid? Hai! Spune ceva! Îl am pe prietenul meu aici! Nu mai zici vrei? Hai rapid! Hai rapidule! Unde ai rapidule? La gunoi! La gunoi! După le mai demorul! S-a terminat, dragi prieteni! Bate, incredibil, i-am zăpăcit, dragi prieteni, am rupt! Salutare! Salutare! Trei câte am dat, mă? Trei! Trei, zero, trei! Trei bucăți le-am dat, dragi prieteni! E, acum, bucuria este la... este virtuală, n-aveți ce să facem, dragi prieteni, e virtuală! Suntem peste tot acasă! Că suntem în realitate. Aoleu, dau cu ceva, dau cu ceva. Sunt peste tot acasă, porțile li se deschid. Care porți? Că nu mai are nici porți, nu mai are nimica. S-a dus naiba stadionul lor, e varză. Și eu zic acum, pe culoarea vișinie, ne la veșnicie și pe fanii lui Rapid, ne picem la infinit. Rapid, Rapid, astăzi aia s-o trăiești. Așa, dragi prieteni, cam asta a fost. Da. Vă mulțumim, mulțumim pentru vizionare. Eu și cu prietenul meu Creeper Gaming Porca am vrut să vă prezentăm acest meci de fotbal, chiar dacă nu este în realitate. Ne distrăm, ne place să facem așa ceva. Sper să nu vă supărați că dacă care urmăriți, dacă sunteți rapidiști, să nu vă supărați. Ne-ați bătut în realitate, măcar să vă batem. Uite gol aici. Da. Ne-ați bătut în realitate, măcar să vă batem și noi la virtual, la calculator. Asta e faza cu portarea. Dar oricum o să vă bate și realitatea, stați liniștiți. Aia a fost o problemă. Este, sunt probleme politice. Cine știe ce este? Ați văzut că nu a dat voie să le mărească contractele lui Alde Prepeliță, lui Alde Arnauschis, alde ca Oltenii, alde. Asta este. Ai văzut cum a trecut? Nu le-a dat voie. Dar până la urmă se rezolvă treburile și o să-i batem când le e lumea lor mai dragă. Acum o să recânte... Cred că tot anul și în biserică se duce și se închină la biserică. Doamne, bine că i-am bătut pe Steaua. Dar vreau să le... Puteți să-i bateți la matineu? La matineu îi bate, la matineu. Dă-i cu scaunul, aruncă cu scaunul. Aruncă cu scaunul. Așa. Bun, dragi prieteni, vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut, să ne distribuiți videoclipul și pe Facebook, să vadă prietenii dumneavoastră și cam atât.
Și cam atât. Da. Și cum zice prietenul meu Clipper Gaming 4K pentru cheiere? Sal căpă. Și de partea mea? Sal căpă. Adică însemnând salut capitane. El e capitanul meu. El îmi face toate jocurile, el îmi face totul pe aici. Să trăiți, să trăiți sănătoși și să fiți iubiți de toată lumea și de toate gagicile frumoase.